Ne aflăm în luna august. Au trecut de două luni de când actualul primar general, doamna Firea, și-a preluat mandatul și ne aflăm deja la a doua rectificare bugetară pe care ne-o propune mai puțin de o lună. Maniera în care o face este să colecteze diferite propuneri de la diferite regii și alte entități care sunt sau nu sunt în subordinea primăriei și să vină cu propuneri pentru noi pe modificări bugetare. Ceea ce ne arată, de fapt, că nu are o viziune pentru prioritățile Bucureștiului. M-aș fi așteptat ca după o campanie electorală în care vii și îți prezinți viziunea, în două luni să ai timp să vii cu o propunere coerentă, efectiv, pentru dezvoltarea Bucureștiului. Nu se întâmplă acest lucru și ne aflăm astăzi în fața unei noi propuneri de rectificare bugetară făcută pe genunchi de doamna Firea. Motiv pentru care noi nu vom vota această modificare bugetară. Cel mai important